Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a părăsit duminică regiunea Kiev pentru a doua oară de la începutul invaziei ruse și s-a dus din nou aproape de linia frontului. Acesta s-a întâlnit cu soldați, dar și cu ucraineni strămutați, inclusiv cu cei care au reușit să fugă din Mariupol. Printre aceștia se numără și un băiețel care a ținut un jurnal de război, în care a povestit cum i-au murit ființe dragi, inclusiv bunica. Jurnalul băiatului a devenit celebru pe rețelele sociale, iar președintele a ținut să-l cunoască personal și a dat un cadou. Deplasarea președintelui a fost anunțată de președinția ucraineană duminică seara în mai multe comunicate succesive, însoțite de fotografii. Mai întâi, Volodymyr Zelensky a fost într-o deplasare de lucru în regiunea Zaporojie, unde a vizitat pozițiile de front ale armatei ucrainene, s-a familiarizat cu situația operațională de pe linia frontului de apărare, a stat de vorbă cu militarii și le-a înmânat acestora distincții de stat și premii. Șeful statului a vizitat un sanatoriu din Zaporojie, în care sunt găzduiți ucrainienii care au fost nevoiți să își părăsească locuințele. A stat de vorbă cu ei și i-a încurajat, promițându-le că toate orașele ocupate temporar vor fi eliberate și se vor putea întoarce acasă într-o zi. Printre aceste persoane strămutate se numărau și oamenii veniți din Mariupol, care au povestit președintelui evenimentele tragice prin care au trecut. Mulți nu mai au acte, documente și au cerut ajutorul. Aici, președintele l-a cunoscut și pe Yehor Kravtsov, un copil în vârstă de 8 ani, care a ținut un jurnal în timp ce se afla sub bombardamente în orașul Mariupol. Scrierile băiatului au fost publicate pe rețelele de socializare, inclusiv de ministrul de externe al Ucrainei, și au fost denumite jurnalul din Mariupol. Yehor a povestit în cuvinte simple ce vedea, ce i se întâmpla, cum a fost rănit el și mama lui și cum i-au murit bunica și animalele dragi.